Ziua Independenței a fost umbrită de scene haotice și focuri de armă. 6 oameni au murit în apropiere de orașul american Chicago, spun oficialii orașului. Alți 31 au ajuns la spital. Parada din Highland Park, o suburbie a orașului Chicago, a fost oprită brusc la aproximativ 10 minute de la debut, după ce s-au auzit mai multe împușcături. Nu știu, dar seama că... Suspectul este Robert Bobby Crimo al III-lea. El a fost arestat la doar câteva ore după atac. Crimo a fost depistat de un ofițer din North Chicago care a încercat să-l oprească în trafic. El nu a oprit și a început o urmărire până la Lake Forest, unde a fost reținut. Este al 6-lea atac cu arme produs anul acesta. În total, 51 de oameni au fost uciși de gloanțele atacatorilor. În luna mai, 19 copii au fost împușcați într-o școală generală în Texas. Atacul de ieri a trimis la spital 26 de oameni. 19 dintre aceștia au fost tratați de răni ușoare și externați. Câțiva au rămas însă în stare critică. So, of the 26 individuals that showed up here at Highland Park Hospital, 25 of those did sustain gunshot wound injuries. Some of them were minor, some of them were much more severe, and some of those patients were in critical condition when they did arrive here to the hospital. În discursul său de ziua independenței, președintele Biden le-a spus americanilor că nimic nu este garantat în ceea ce privește modul de viață. You all heard what happened. You all heard what happened today. But each day we're reminded there's nothing guaranteed about our democracy. Nothing guaranteed about our way of life. We have to fight for it, defend it and earn it by voting. O zi dedicată libertății a scos în evidență singura libertate pe care noi ca națiune am refuzat să o susținem, libertatea concetățenilor noștri de a trăi fără teama zilnică de violență cu armele, este declarația guvernatorului statului Illinois. If you're angry today, I'm here to tell you, be angry. I'm furious. I'm furious that yet more innocent lives were taken by gun violence.